Hello, ce faceți, dragilor? Știu că v-a fost dor de mine și mie mi-a fost dor de voi și ce ziceți? În sfârșit mi-am făcut timp pentru că am fost un influencer foarte, foarte, foarte ocupat, dar mi-am făcut timp să fac un nou videoclip superb cu aceste flori superbisime de la grădina urbană. Mulțumesc frumos, Radu, sunt absolut minunate ca în fiecare săptămână. Citeam zilele trecute un articol scris de Jeff Litham, mă rog, un interviu făcut cu Jeff Litham, în care el zicea că less is more și că ce frumos, la că pe simplitate, dar ce credeți, în spatele lui era o dita mai poză cu o arcadă imensă plină de hortensia. Da, mi-ar plăcea și mie așa less is more pe bogăție. Așadar, dragă Jeff Litham, te invit în România să faci și tu aranjamente de nunți cu 100, 200, 300 de lei și atunci să te văd într-adevăr ce înseamnă less is more, că la urma urmei aici se arată talentul fiecărui om și nu cândi pe bogăție, că pe bogăție poate să facă oricine. Așa. Și ca să vă fac un aranjament super, super, super ieftin, deși vă zic că nu tot timpul ieftin e ceea ce trebuie, tot timpul trebuie să fie creativ. În primul și în primul rând, asta este cel mai important lucru, să fim creativi. Așadar, pentru un aranjament relativ ieftin, dar super creativ, am cumpărat aceste vaze minunate de pe floro.ro. Așa. Și o să vă arăt cum putem să facem un aranjament cel mai simplu, cel mai simplu, cel mai simplu, inclusiv pentru nunți, da? Puteți să vă faceți un aranjament superbisim pe masă, fără prea mulți bani, fără prea mult stres. Dar bineînțeles, ca să ajungi să faci genul ăsta de aranjament, să poți să ți-l imaginezi, să poți să îl vizualizezi și să poți să-l faci efectiv, ai nevoie de câțiva ani de investiție în tine, ai nevoie de pregătire, ai nevoie de creativitate. Iar lucrurile astea nu vin chiar așa de simplu și cu siguranță nu ar trebui să vină ieftin. Bun, ia uite ce vase frumoase, absolut superbe, forma asta este magnifică. Și tot ce facem este să împrăștiem aceste vaze pe mijlocul mesei. Bucur nespus că încă ne mai putem bucura de bujorii ăștia superb, sezonul lor este pe terminate. Bine, în grădină i-au trecut de mult, dar pe bursă încă se mai găsesc. Ia uite, uite ce aranjament frumos. Dragă Jeff Litham, te aștept în România să faci nunți cu 300 de lei pe masă. Și stai mai puțin, că asta noroc de mine că sunt în București și să te duci în provincie să te văd. 50 de lei pe masă, Jeff Litham! Da. Și uite că aranjamentul nostru este aproape gata, cu niște vaze foarte simple, dar foarte de efect, foarte de efect, așa, și cu câteva floricele, nu foarte multe, da? Am obținut un aranjament de masă absolut super, poate fi folosit și la voi acasă când invitați pe cineva la o cină, poate fi folosit chiar și pentru o nuntă, bineînțeles. Le spun tuturor oamenilor cu care lucrez, în general, dacă avem un suport interesant, jumătate sau mai bine de jumătate din treabă este mai mult decât rezolvată, partea cu florile va fi destul de simplă. Cu cât suportul e mai interesant și mai altfel, cu atât aranjamentul va fi mai frumos. Și bineînțeles, nu uitați de fiecare dată după ce ați terminat un aranjament frumos să folosiți finish touch. Pentru toți cei care nu știu ce e asta, e ceva bun pentru flori, domne, bun, bun de tot. După ce ați terminat, dați cu asta pe flori, da? Și o să vedeți că aranjamentul vostru va ține mult mai mult și va arăta mai frumos.
Până săptămâna viitoare, vă doresc să aveți parte de câteva zile cu soare magnifice, foarte puțină ploaie și, bineînțeles, multă bună dispoziție. Nu uitați să vă cumpărați flori în fiecare zi, asta e cel mai important, să vă faceți un mic cadou pentru sufletul vostru, da? Florile sunt hrana sufletului nostru. Vă pup și vă doresc o săptămână magnifică! Pa! Și nu uitați să dați like și comment și share oriunde vedeți Daniel Nora Influencer pe Facebook, pe Instagram, să dați subscribe la canalul meu de YouTube neapărat, bineînțeles, că altfel când ajung celebru mă fac că nu vă mai cunosc. Hotline, linia fierbinte pentru flori. Flori la domiciliu de urgență. Știu că o să nu, păi nu știu eu, 180 de frame-uri. Păi nu știu, eu m-am copilărit cu 180 de frame-uri. E bine că rămâne înregistrat pentru posteritate. Exact.